În această dimineață, 11 octombrie, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Francea desfășoară o acțiune cu efective mărite în municipiul Arciuc și în localitățile limitrofe din mediul rural pentru asigurarea unui climat optim de ordine și siguranță publică. La acțiune sunt angrenați polițiști din cadrul structurilor de ordine publică, investigații criminale, investigarea criminalității economice, rutieră, criminalistică, siguranță școlară, arme explozive și substanțe periculoase, luptători ai serviciului pentru acțiuni speciale, dar și jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Francea. Echipele astfel constituite își desfășoară activitatea pentru prevenirea și combaterea oricăror fapte antisociale în mediul stradal, depistarea conducătorilor auto care încalcă regulile de circulație, precum și prevenirea absenteismului școlar și depistarea persoanelor urmărite, dispărute și a celor care au încălcat măsuri preventive. Astfel de acțiuni vor fi desfășurate și în perioada următoare pentru asigurarea unui climat de siguranță optim al cetățenilor.